aeroportul Aurel Vlaicu, 2019. Doar câteva avioane private și cele care au nevoie de reparații mai aterizează aici. De 7 ani, zborurile comerciale nu mai au acces pe pista de 3,2 km a aerogării, iar mare parte din terminal este în paragină. Aeroportul Băneasa este cel mai vechi din țara noastră. Compania Națională Aeroporturi București intenționează să-l modernizeze până la finalul acestui an. Deja terminalul a fost consolidat la exterior. Noi ne aflăm acum în zona de sosiri a acestui aeroport. Exact aici ar urma să fie un restaurant pentru viitorii călători. Licitația a fost deja lansată pentru modernizarea a 2 dintre cele 3 corpuri ale terminalului. Data limită pentru depunerea a ofertelor este 24 iulie, deci 24 luna aceasta, aeroportul va fi adus la nivel vizual, așa va arăta așa cum era în 1952 când a fost inaugurat acest terminal. Evident că el va îngloba tehnologia la nivelul anului 2020. Potrivit contractului, lucrările ar trebui să se încheie în mai 2020, dar oficiali din Ministerul Transporturilor spun că aeroportul ar putea fi deschis chiar la finalul acestui an. Aici ar trebui să aterizeze și avioanele echipelor care participă la turneul UEFA Euro 2020. La încheierea lucrărilor va crește și capacitatea, de la doar 30 la 330 de pasageri pe oră. Adică vor putea ateriza și aeronave de mărimi mari, cum este Boeing 737. Arhitectul Ascanio Damian, care a proiectat această clădire de terminal în anii 40 și ea a fost finalizată în 1952, a introdus și anumite simboluri vechi sau mai recente, astfel încât avem simbolul dacic al soarelui pe balustrada balconului de la etajul 1 al terminalului. Celebra marmură românească de Rușchița, piatra travertin sau simbolul roza vânturilor vor fi și ele înlocuite, dar cu elemente originale, astfel încât aerogara să arate ca în ziua inaugurării. Excepție vor face sistemele de securitate și sistemul de încălzire-răcire al terminalului. Lucrările promise din 2012 costă peste 11 milioane de euro, iar banii vin din surse proprii ale companiei ce administrează aeroportul.